Bună dimineața și pacea Domnului! Uitați, astăzi fac chiftele și până a venit Anci, într-adevăr, eu n-am avut răbdare, fiindcă am zis că să nu mă iei căldura. Deci alt usturoi n-am pus decât ăsta, uitați atât, vedeți? Aici l-am luat și să vă arăt, vedeți? Nu am altul. Deci atâta usturoi spun eu că e destul la 2 kg de carne. Eu nu vreau să miroase numai a usturoi. Vreau să fie așa, să iasă bine. Ok. Așa. Deci am pus atâta usturoi. Deci aici îi o căpățână de usturoi și punem o linguriță de boia, atât, așa, și acum o să iau eu piperul care am zis că l-am arătat la Carmen, iar câte. E gata, măcinat. Vă pup, dragii mei! Atât au piperii suficient, o jumătate de linguriță. Încă mai rămâne din jumatea aia, nu pun tot. Deci piper puțin, boia puțină, usturoi puțin. Tot ce e mult strică, cum să zice. Normal, că am umblat cu piper. O linguriță de sare. Așa. Și o linguriță de vegeta. Nu se putea să nu punem vegeta. Nu se poate. Așa. Pun puțin ulei ca să l-a frământat. Puțin, nu mult. Cam așa. Să vedem, poate mai trebuie puțin. Asta rămâne de văzut. Deci astea sunt chiftele, nu cu pâine, nu cu mai știu eu cu ce. Pâine și eu mai pun și un cartof. Ăștia un fel ca când faci cârnațul. Doar atâta că am pus vegeta, dar în rest e ca cum s-ar pregăti cârnațul, sincer. Deci usturoi și sare și piper. Doar că am pus eu un plus față de toate vegeta. Totul ca să fie cât de cât un pic. Și atunci iasă așa gustoase. Mai punem puțin ulei. La cârnaț să pune apă, apă călduță și amestec. Eu aici pun puțin ulei, nu mult. Mai pun o linguriță de sare, am gustat și mai o trebuit. Trebuie bine, bine amestecat, să pătrundă tot.
vedem dacă trebuie sare, mai. Uite, așa se gustă, pur și simplu. Nu mai trebuie. Mai pun un pic de usturoi. Că nici nu vreau să miroase numai a usturoi. Dar totuși mai trebuie. Orice să face, să face mai bine adaugi dacă mai trebuie ceva decât să pui dintr-o dată mult. Și atunci nu mai poți să scoți de acolo. Și atunci guști și vezi cum a ieșit, cum e gustul și mai adaugi. Mai pui. Până acum am pus 3 căței de usturoi. Ia că mai pun și a 4, deci cred că e suficient. Și știi ce am văzut eu, Angie? Că piperul ăsta parcă n-are gust. Că e de mult măcinat, știi? Și cred că ăla la tine merge, nu? Hai. Punem piper. Eu poate este mai bun. Așa. Uitați cât am pus. Vedeți? Nu-i mult. Și acum mestecăm să vedem cum e. Eu zic că e bine amestecat, deja se simte că are numai fibre din alea care așa trebuie să lase carnea. Uitați așa, când e la chiftele, la perișoare, chiar la cârnați, când îi, se lasă așa, uitați, vedeți, tot ață din asta așa, perișoarele astea, atunci e gata. Iară gustăm. Facem chifteluțele. Eu le fac cu făină, fiindcă puteam să pun puțin ulei pe mână, dar dacă pui făină, parcă se vede altfel la culoare. Deci se vede prăjitul ăla mai frumos. Zic eu acum de la mine, acum nu știu dacă e chiar așa, dar mie așa îmi place. Deci materialul ăsta l-am făcut aproape cum se face cârnațul. Diferența e între cârnaț și asta, că eu am pus puțină vegeta. În rest, sare, piper și usturoi. Și boia. Exact cum se face cârnațul. Și atunci când guști, e ca un cârnaț așa gustos, prăjit. Nu am mai pus cartofi, n-am mai pus pâine, că ale le cunoaștem noi. Și facem așa. Și toată compoziția îs 2 kg. Deci atât am carnea. Nu-i mai mult. Și nici mai puțin. Atât am luat, 2 kg. Așa, acum până se prăjește uleiul acolo, eu mai fac din ele. Și facem așa biluțe. Știu că alții acum mă judecă, că nu se face cu făină. Dar eu fac așa cum cred eu că ar fi bine.
Angie, dacă poate lumea să plictisește, eu știu ce să spun. Să vă uitați atâta la mine, că eu acum le prăjesc, o să le pun la prăjit. Păi da, aia zic că acum imediat prima tură. Prima tură lăsăm așa și după aia da. Revenim, și când simt, gata... că n-are rost să vă uitați la mine atâta timp, că eu asta fac, nu fac altceva. Și facem niște chifteluțe gustoase, zic eu. N-am pus frunză de pătrunjel, n-am pus... Deci astea îs așa, mai serioase după mine. Biluțe. Mai altfel. Da. Și boia am pus, dar nu multă, să le vezi acolo că chiftele sunt roșii. Nu. Așa, mai finuț. Acum eu sunt uleiul, că dă să-mi să prăjească. Le deja le pun. Prăjit. Poate și astea un nume, cine știe cum, dar eu știu că schifteluțe. Chiar vă rog să-mi spuneți cum ai să spune la chiftelițele astea, că nu știu să știți. Dacă ar fi știut, ar fi spus. Dar nu știu altfel. Cam așa, deci tura asta o lăsăm așa, la prăjit, între timp eu fac altele. Revenim! Acum luăm chifteluțele. Așa. Gustăm una să vedem cum e, dar să le scot pe astea și atunci gustăm. Între timp, aici ele s-au micșorat și am completat cu astea lante.
Nu stă un an să vezi cum a ieșit. Ia să vedem. Așa mai micuță. Vezi dacă e prea sărat, prea cumpărat. Ce lipsește? Nimic, azi bune. Nu-i prea mult de usturoi, prea puțin? Nu, nu, e foarte bine. E tot în regulă? Da. E ok. Ok, mulțumim la Tatăl Ceresc că ne dă înțelepciunea asta să putem să facem. Dau și la Carmen să puște. Aceasta este realizarea mea, deci n-am apucat să vă arăt salata de băf, cum am făcut-o, dar e garnitură cu chifteluțele astea și, cum spun, au fost aici mai multe arababură și n-am putut să arăt, dar așa arată chifteluțele care le-am făcut, le-am prăjit, dar n-am apucat să termin finalul și vă arăt acum. Vă doresc numai bine! Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus, pace, la revedere! La revedere.